Bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, stăm împreună în studioul Capital TV, televiziune pe bune pentru dumneavoastră. Astăzi, în cadrul emisiunii de promovare electorală, îl avem invitat pe domnul Vasilică Potecă, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de senator al României. Bună ziua, domnule Potecă! Bun venit în studioul Capital TV! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Prima emisiune electorală a dumneavoastră cu mine din această campanie, nu știu dacă și ultima, dar vom vedea lucrul ăsta. Îmi tot vine să vă spun, domnule prefect, că m-am obișnuit așa cu dumneavoastră. Până în data de 8 octombrie am fost prefect. De atunci sunt ex-prefect și le precizam ieri la o emisiune altor colegi unde am fost la o altă emisiune de promovare că sunt o persoană liberă, sunt numai și numai candidat al Partidului Național Liberal fără a mai fi implicat în administrație la această oră sub nicio formă. Deci v-ați divorțat de funcția de prefect. Da, sunt numai membru al Partidului Național Liberal, membru al Partidului Național Liberal, n-am funcții nici în partid, nu mai am funcții nici în administrație și sunt în acest moment candidat primul pe lista la Senat al Partidului Național Liberal. Vedeți, mare prostie legea asta a funcționarilor publici. Vă spun și de ce. Acum mi-a venit. Pe perioada cât ați fost prefect, a trebuit să vă dați probabil demisia din partid. Că știu că... Da, așa este, așa funcționează sistemul. Prefecții sunt înalți funcționari publici. Fiind înalți funcționari publici, au obligația la data când sunt numiți într-o funcție publică de prefect, subprefect, secretar general de ministere, să nu facă parte dintr-un partid politic. De, vedeți, de fapt e o mare gogoașă. Pentru că dumneavoastră, în esența noastră, tot pe lista ați rămas. Este foarte adevărat. Și atunci nu de poți, ce ar trebui să-ți dai demisia nu din partid? Nu poți să negi să nu fii penalist. Iar trebuie să vă spun un lucru, că indiferent ce ai fi, îți urmezi un program de guvernare a unui partid, unui guvern politic. Guvernul Orban este un guvern al Partidului Național Liberal, este un guvern politic. În esență, tu ca prefect care aplici programul guvernului, aplici de fapt programul unui partid politic și în esență ești un om care ai o anumită, dacă la acea dată la care ești numit prefect nu mai ai, să spunem, carnetul de partid, din punct de vedere al modului de funcționare, funcționez ca un om care aplici niște principii politice, în speță în cazul meu, acestea ale Partidului Național Liberal. Asta vreau să zic, ca o paranteză, liberale. Eu nu știu de ce nu se scoate chestia asta din lege, că oricum nu are nicio... Există o discuție și a existat mereu o discuție în acest domeniu. Practic, dacă este să discutăm și e bine să o discutăm ca lumea să înțeleagă, în 1999 a apărut legea 188 și până la urmă Agenția Națională a Funcționarilor Publici și cu toate celelalte care întemeia ceea ce se numea cariera funcției publice. Funcția publică la acea dată a fost gândită în legătură cu legislația europeană și a fost o cerință, unul dintre stegulețele care trebuiau marcate pentru integrarea noastră în Uniunea Europeană. Și aceea se numea depolitizarea administrației. Depolitizarea administrației și în Franța și peste tot începe cu depolitizarea funcției de prefect. Dar noi ce am făcut de fapt? Noi n-am urmat până la capăt modelul european în sensul că nici n-am creat toate instituțiile pe care Europa le crease în legătură cu aceste funcții de înalt funcționar. În sensul că am instituit prin lege funcția, dar trebuia să facem corpul, trebuia să facem școala și toate celelalte, în sensul că dacă vrei să ajungi prefect, trebuia să te duci să dai un examen național. Cu examenul, acel examen național, de exemplu, în Franța sunt anual cam 10.000 de candidați pe 85 de locuri pentru ca să intre în corpul înalților funcționari publici. Aici dai cu turnul și nu găsești câte unul prin... Și trebuia să dăm aceste examene. După ce intrai în corp, aveai o anumită urmărire din punct de vedere al acestui corp
Pentru că în Franța fiecare prefect și fiecare înalt funcționar public care intră are în spate un om care îi urmărește cariera, pregătirea și modul la care se manifestă în decursul perioadei în care este în administrație. Deci trebuie să înțelegem un singur lucru, că și noi, dacă doream să avem un asemenea prefect de care noi vorbim acum, un alt funcționar public pur, trebuia în mod normal, ca începând cu anii 2000, să facem ceea ce trebuia să facem și să constituim acest corp. Trebuie să vă spun că în momentul în care în Franța te duci să te faci înalt funcționar public și să intri în corpul înalților funcționari publici, pe lângă acest mare examen pe care îl dai, școala în sine constituie un obstacol deosebit. La terminarea școlii nu ți se dă diploma. Ți se dă, ai dreptul, dacă în funcție de rezultate, să optezi ce post ocupi în administrația publică franceză. Trebuie să vă spun că, așa cum este constituită școala franceză, ea are și 25 de locuri pentru străini acolo. Cei mai mulți sunt nemți care intră în acea școală. Este una dintre cele mai prestigioase școli din lume. Deci, noi dacă dorim să avem și să avem înalți funcționari de mare carieră, trebuie să începem să facem o școală de administrație și o școală de nivel național de mare prestigiu. Acolo sunt lucrurile și, care ne lipsesc în acest moment. Cioloș. Poftim? Că e pro-Cioloș, o fi făcut pe acolo? Nu, trebuie să vă spun... Nu, trebuie să vă spun că această școală a fost absolvită de un singur român. Acel român se numește Mircea Joană, în rest, în acest context al UENA, niciun alt personaj din această țară nu a absolvit acea școală, în afară de Mircea Joană. Bun, Mircea Joană, care a ajuns pe unde a ajuns și bravo lui până la urmă. Vreau să mă îndrept din nou spre dumneavoastră cu o întrebare și anume, având în vedere că sunteți locul 1 pe listele Partidului Național pentru Senatul României, de ce a renunțat un om la un post de prefect pentru a merge pe o listă de senator? Este o întrebare care mi se pune încă din ziua în care mi-am dat demisia și am spus așa. Și dumneavoastră răspundeți ce vreți la aia. Poftim? Dumneavoastră puteți răspunde cum vreți la aia. Nu pot răspunde cum vreau la ea. Răspund așa cum potrivit convingerilor mele. În momentul când am renunțat la această funcție am hotărât să merg pe acest drum, s-a datorat faptului că eu unul am constatat că am ajuns la o anumită limită. Trebuie să înțelegem un lucru. Eu, ca și om, și am parcurs cam toate etapele ale administrației din acest județ și din această țară. Adică, eu am plecat de la secretar de comună. Am terminat facultatea în 87, am venit repartizat la post la Consiliul Popular Județean, cum era în acea vreme Hunedoara. Mi s-a spus că trebuie să mă duc să fiu secretar de comună. Fără nicio problemă, am terminat dreptul economic administrativ, deci am terminat pe administrație pură, deci știam despre ce e vorba. Și m-am dus și am început și am luat-o de la secretar de comună. Eu am parcurs toate etapele. La Turdaș. La 27 de ani eram consilierul juridic șef al Consiliului Județean Hunedoara, asta întâmplându-se în 1992. Deci, am parcurs accentuat toate aceste etape de trecere prin administrație într-o primă perioadă. Dar politic, domnul Potecă? Nu politic. Ce politic? Păi nu, asta vă întreb, ca să știu. Eu nu puteam să parcurg această etapă politică pentru că sub comuniștii repartiție era repartiție. Eu am intrat la facultate. Eu am intrat la facultate în 1982, în condițiile în care erau 25 de locuri și erau 1700 și ceva de candidați. Deci, dacă stați și vă gândiți cam cât a trebuit să înlături ca să-mi iau locul, adică vreo 50 ceva de oameni pe loc, vă gândiți cam cum arăt. I-ați înlăturat prin cunoștințele de la examen, da? Înlăturarea se numește până la urmă examenul.
Ei, și dacă vă gândiți că așa am început, să zic, prima parte a carierei mele, nu cred că atunci puteai să ai parte de un aranjament. V-ați înscris în partid, nu, în chestii de genul ăsta? Nu, nu. După 1990, după Revoluție, am început partea mea de administrație pură, în sensul că prima dată m-am dus la RAGCL și am dat examen și am ajuns consilier juridic simplu. Pe urmă m-am dus la Consiliul Județean, era un post de consilier juridic principal, am dat examen, am ajuns consilier juridic principal. Pe urmă am dat examen și am ajuns consilier juridic șef al acelei instituții. Deci am parcurs, pe urmă mi-am dat demisia de acolo și am plecat și am venit șeful administrației la primăria Deva. Am făcut într-o perioadă din viață în care toți ne căutam locul. 1990, după părerea mea, până în 2000, au fost anii nebuni ai existenței noastre, în sensul că toți a fost vremea de ruptură între două sisteme în care nu știam exact cum suntem și ce suntem, ce vom deveni și cum vom deveni, cum va evolua tipul de societate. Și în prima fază a tinereții mele, să zic așa, a fost o fază a carierei, a învățării și a examenelor. Eu nu am venit în Partidul Național Liberal imediat, eu am fost în Partidul Alianței Civice din 1994, dacă mă duc bine aminte. A fost așa o perioadă foarte frumoasă, să zic, în care l-am cunoscut pe Manolescu, Sterian Tănase, Ștefan Radov, o grămadă de oameni remarcabili, Liviu Antonese, deci o grămadă de oameni care gândeau și aveau un stil progresist la acea dată și spuneau multe lucruri și din punct de vedere cultural și din punct de vedere politic. Și am învățat, atunci am început să învăț, să zic așa, mecanismele acestei politici. Am avut o perioadă între 96 și 2000 în care am făcut acest tip de politică nu foarte accentuat. În 2000 am ajuns la PR și că îl cunoșteam pe Meleșcanu și am încercat atunci să mergem împreună să vedem despre ce e vorba. Am avut o candidatură, n-a intrat în Parlament și din 90 până în 96 eu n-am mai vrut să fac politică. Am rămas într-o anumită rezervă, văzându-mi fiind un om de afaceri în acea perioadă, pentru că între timp trecusem în partea de afaceri. În 1996 m-am înscris în Partidul Național Liberal și de atunci fac politică liberală și sunt membru al Partidului Național Liberal până astăzi. Bun, și atunci să revenim, că tot n-am înțeles. De ce ați renunțat la prefect? Ca să fiți sănătos. Că plecasem, da. Că am ajuns să-mi povestesc viața și să... Da, e foarte ok, un CV-ul, ca să spun. Să facem așa un mini-CV-ul. Am renunțat la prefect în ideea în care, după atâția ani de experiență, mi-am dat seama că, și știam de multă vreme, lucrurile adevărate se rezolvă acolo, în Parlament. De ce se rezolvă acolo? Pentru că orice proiect, orice lucru vrei să-l faci în această țară, pleacă de la reglementare. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să duci tot ce ai aici, tot ceea ce ai strâns și să te duci și să încerci să faci o lege care să-ți permită să realizezi ceea ce gândești și ceea ce faci. Fără acest tip de reglementare, fără acest tip de lege, niciodată nu o să poți rezolva problemele. Noi suntem aici o consecință a legii mereu. Că toți suntem o consecință a legii, în sensul că mereu facem aplicare a legii. Dar niciodată nu ajungem, de fapt, în stadiul în care să facem legea în sine. Pentru că, dacă trebuie să recunosc un lucru la această oră, este următorul, că noi avem o problemă cu legea. Vorbeam mai devreme despre o chestiune, cum ne-am încurcat noi administrativ în țara asta. Și povesteam un lucru, că avem nevoie de 64 de avize pentru un proiect, în condițiile în care a doua țară după noi are 25 de avize pentru un proiect european și Europa cere 6. Și eu v-am întrebat înainte de emisiune, de ce domnule, asta e ca și când ne... în loc să ne scărpinăm așa, noi ne scărpinăm ceva de genul ăsta.
Adică și vorbeam despre acei câte 80 de milioane de euro care îi dă Uniunea Europeană, care nici măcar nu sunt extraordinar de mulți bani. Dacă stau bine să mă gândesc la nevoile României... Nu sunt, dar mai trebuie să pună și România acum. Bun. Primește 80 de miliarde. Și eu vă spuneam că... Dacă mai puști 80 de miliarde, ar fi... Și eu vă spuneam, chiar în timp ce eram cablat și așa mai departe, vă spuneam, nu o să-i atragem, domnule, nici pe aia, dacă luăm jumate din... Păi avem o problemă cu atragerea fondurilor europene și avem o atragere... Noi avem două mari probleme. Unu, să ajungem să semnăm contractele și a doua mare problemă avem... Hârtire. De implementare. Și de implementare. Când ajungem la implementare, suntem zob. Trebuie să, de exemplu, și vă dau un exemplu practic, că nu-mi place să vorbesc așa numai emițând idei. Planul operațional regional, care este gestionat acum de către Timișoara prin ADR. Prin ADR. ADR sau fi? ADR, 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 Agenția de Dezvoltare Vest. Acest plan, noi în județul Hunedoara avem semnate contracte la această oră de aproape 1 miliard de euro. Deci semnate, da? Am trecut de faza aia, de toate fazele, de toate chestiunile. Și ar trebui să implementăm. Știți câți bani am atras noi din 2014 până în 2020 pe planul operațional regional? Câți? 3,62. Deci, din 100%, tu ai tras 3,62%. Adică vorbesc de bani, vorbesc de bani efectiv. Pe Hunedoara sau pe regiune? Pe județul Hunedoara. Sunt, ca să nu o spun că suntem ultimii din regiune. Păi de ce, dumneavoastră, sunt, nu există oameni în Hunedoara care se scrie proiecte? Că nu, nu, ele sunt scrise, sunt semnate. Nu le-am implementat. Deci, adică nu ne-am apucat să săpăm, să punem... Păi de ce? Nu, păi, trebuie bani pentru construcție. Nu știu, nu înțeleg de niciun fel de ce aceste chestiuni aveți vreun s-au blocat. De, nu știu, știți vreun exemplu? Un exemplu? Da. Vă pot da cu astea. Culoarul Mureș Nord, da? Care am văzut, Consiliul Județean. 25 de milioane, 25 de milioane de euro. Păi da, dar trebuia să-l facă de 3 ani. Adică spunem că acum, da, acum, noi mereu suntem cu acum, vom face mâine. Dar trebuia făcut de 3 ani. 25 de milioane. Păi bun, așa mai e și celebrul master plan. Sunt, da, la noi prin adere, că... V-am spus, este problema, problemele, m-ați întrebat, dați-mi un caz concret. Da, da, v-am dat un caz concret la vârf și de o sumă enormă. Bun, adică dacă... nu trebuie să spunem acum Consiliul Județean și să credeți că dau pe Consiliul Județean. Nu! E vorba și de primăria de la Devaș, de la Hunedoara și de toate primăriile de județ. Adică Consiliul Județean Hunedoara a tras 1,62, primăriile Deva, Hunedoara și ce undeva la 3,20, adică ceva... Da, de la Hunedoara se vede ceva. Se vede o pietonală care vine din trecut. Stați un pic! Deci, la cantitatea de... Eu vorbesc în tot județul și acum vă vorbesc ca un om care știe foarte bine despre ce e vorba. La cantitatea de proiecte semnate județul Hunedoara, păi ar trebui la 1 miliard de euro să se vadă în tot județul să fie... să stăm și să strălucim. Deci, credeți-mă, nu este... Nimeni nu este premiant în județul Hunedoara. Nimeni nu este premiant. Suntem ultimii din această regiune, dacă este să vorbim. Și aici nu vorbesc de politică și de PNL, PSD, UDMR și alte chestiuni. Vorbesc despre cum reușim noi în județul Hunedoara să mergem înainte. Mă înțelegeți? Noi acum în județul Hunedoara trebuie să selectăm niște oameni și aceste alegeri care să facă pentru județul Hunedoara un lobby foarte puternic și care să impună administrațiilor de aici să înceapă să lucreze și să atragă acești bani și să dezvolte aceste proiecte. Noi avem atât de multe probleme în această perioadă încât iarna fadei noastre, ca să zic așa, ar trebui să înceteze, pentru că așa s-au întâmplat lucrurile și dacă vreți găsești și vinovații, păi vă spun pe apă și canal. Am pierdut
proiectul Apa Prod pe apă și canal. Și acum va trebui să punem apa și canalul în centrul unor discuții. Proiectul Apa Prod pe apă și canal, vă referiți la master plan? Eu mă refer la faza a doua, a post mediu 2, așa celebru numit. Da, master plan, nu? Da, în care... Ce s-a pierdut? Da, aveam 120, ar fi trebuit să mai investim 128 de milioane. Când a venit vestea? Că uite... Vestea este venită, întrebați Ministerul Dezvoltării și tot și să vedeți că la această oră nu mai beneficiem de apă și canal faza a doua. Că știu că sunt... erau primării care spuneau, domnule, nu putem accesa, că e nu știu ce master plan. Nu, care nu, nu, nu. Acum s-a pornit invers, în sensul că pe Compania Națională de Investiții acum se fac planurile legate de apă și canal pentru localitățile din județul Hunedoara. Aoleu, mă doare mintea. Păi nu este nicio problemă. La această oră au primit hârtia că ar fi fost în evaluare și iar Ministerul Dezvoltării spune că nici vorbă, nu mai e nimic în evaluare. Da, adică apă și canal pe unde nu e. Nu e în tot județul, că, adică nu, e într-o parte din județ, dar oricum... Dar pe unde nu e nici nu va fi în curând, cred că. Este angajamentul pe care l-am făcut și în 2021-2024, vrem, nu vrem, va trebui să facem apă și canal în județul Hunedoara, așa cum am început și cu partea de gaz. Nu mai există soluție în acest domeniu. Dar de ce trebuie să așteptăm noi, asta e o întrebare retorică, până în 2020, că ne dăm țara europeană, au trecut 30 de ani de la Revoluție, au trecut 30 de ani de când umblam pe drumurile de câmp cu noroiul până în gât, de ce trebuie să stăm noi atâta și să avem rețeaua asta de gaz, să nu o avem de fapt, în multe dintre localitățile țării noastre? Și ne plângem că defrișăm, că nu avem păduri. Păi oamenii trebuie să se încălzească cu ceva. Nu, există două mari probleme rămase. Deci, rețeaua națională de gaze este la undeva la 34%. Ungaria e la undeva la 96%. Bun, dar Ungaria e mai mică decât noi. Suntem, dar nu contează, noi suntem producători de gaze. Noi spunem, lasă că o să se introducă. Trebuie, și programul e deja demarat și s-au făcut deja asocierile, s-au făcut deja planurile și toate celelalte, trebuie să dezvoltăm rețeaua de gaze din România. Până o dezvoltăm această rețea de gaze din România, trebuie să schimbăm, că mă întrebați de ce m-aș duce la București și le-am spus unul dintre lucrurile care vreau să-l fac, este să schimb acel nenorocită prevedere din codul silvic, în care se spune că eu cu pădurea mea trebuie pot să-mi iau numai 2 metri cub de lemne, după ce îmi marchează pădurarul, îmi dă bon, îmi face toate celelalte, adică și plătesc și îi dau și lui ăla 2 metri cub, că altfel nu vine, nu-mi face, nu mă lasă să transport. Asta e înțelegerea mică. Păi, da, totdeauna, toți oamenii spun că acei 2 metri cubi în condiții rare au produs o corupție extraordinară în raport cu pădurarii, ca să fim înțeleși. Adică, eu nu spun așa gratuit că vai de mine ar fi. Nu, lucrurile așa se petrec. N-am știut. Așa se petrec în practică. Adică, dacă vrei să-ți dau din pădurea ta, îți dau 2 metri ție, dar duci și mie 2 metri acasă ca să fiu băiat de treabă cu tine. Cam așa se petrec lucrurile în practică. Și atunci am spus în felul următor. 2 metri pentru mine, din pădurea mea, este absolut insuficient. A început iarna în luna noiembrie, anins afară, da? 2 metri cubi pentru o familie în câte vreme iarde? Într-o lună de zile. În cât? Dacă are centrală, iarde în 2 săptămâni. În 2 săptămâni. Ce face acel om până în aprilie? Pentru că dacă observăm, avem această problemă că te încălzim în aprilie. Deci trebuie să recurgă la fel de alte soluții, tot în legătură cu pădurarul, tot în legătură cu cei care își pot permite să facă anumite operațiuni în pădure. Deci, cu toți acești lucruri. Deci unde i-am trimis pe cetățeni? I-am trimis la mâna pădurarilor și la mâna samsarilor, da? Ei, și am spus așa, că de-aia vreau să ajung și am spus, vom modifica codul silvic în următorul fel. 20 de metri cubi de familie, da? Ceea ce mi se pare normal din propria pădure, iar 10% pentru cei care n-au pădure din pădurile comunale.
Pentru că administrațiile publice trebuie să-și asigure și să asigure protecția cetățenilor de pe raza lor de competență. Acestea sunt lucrurile, de exemplu, că dădeam în legătură cu gazul. Adică, până introducem gazul, trebuie să rezolvăm o problemă practică dintr-o primă perioadă, lăsată așa amestecată în decurs de ani și ani și ani. Pentru că mereu am spus, știți, noi nu tăiem pădurile. Să știți că marea pagubă de tăierea pădurilor, nu cetățenii care se încălzesc cu lemne de foc o produc. Totdeauna s-a tăiat din păduri și totdeauna nu a fost o problemă. Problema a fost când am făcut această exploatare la ras pentru diferite interese ale unora și altora din țara asta, pentru un beneficiu economic în raport cu fel de fel de fabrici de producătoare. Acum eu știu o poveste că noi aveam o industrie destul de puternică a mobilei, care în momentul de față e aproape pe butuci. Luăm lemn, îl ducem la austrieci, ăia ni-l dau înapoi sub formă de scândură, că nici gatere nu mai avem sau nu vrem să cumpărăm de la noi, sau ne aduc mobilă de la lor. E foarte interesant ce se întâmplă în țara noastră. Deci timp de 30 de ani. Aici ajungem la o altă temă, că mă acuzau unii de la PSD că n-am un program. Și le-am spus, nu este important ceea ce scrieți în fițuicile alea. Important este ce vreți și ce știți despre județul Hunedoara și cu ce intenție vă duceți acolo. Cei care ajungeți, că sunt eu, că sunt alții, trebuie să înțelegeți un lucru. Că în centrul tuturor acțiunilor voastre trebuie să puneți județul Hunedoara. Și trebuie să știți despre județul Hunedoara că este un județ care are vocație industrială și a fost un județ industrial. Că e un județ care a fost clar defavorizat în această chestiune și pentru faptul că anumite industrii nu ne lasă să le practicăm, cum ar fi aur și toate celelalte, ar trebui să primim compensații de la Uniune și din partea statului român, ar trebui să primim fonduri speciale pentru repoziționarea unor anumitor industrii și pentru refacerea unui nou sistem industrial în județul Hunedoara, pentru că noi suntem unul dintre județele cele mai valoroase. Noi încă mai deținem resursa umană calificată, resursă umană, pentru că 72% dintre cetățenii din județul Hunedoara trăiesc în mediul urban, sunt oameni care, în mod normal, au avut vocație industrială. Noi nu suntem un județ care s-ar fi avut o vocație agricolă deosebită, iar partea de turism nu se poate dezvolta decât în legătură cu partea industrială. Deci, hai că aici deja începe să-mi placă și vă spun și de ce. Și în campania electorală de la locale și în asta, am tot auzit povestea asta cu turismul. Hunedoara, turismul, Hunedoara, să dezvoltăm turismul, să dezvoltăm asta. Eu am mai spus, noi avem pensiuni, avem tot felul de chestii, dar nu știu cât la sută din ele plătesc impozitele corect la stat și cât de mulți bani la buget aduc aceste pensiuni. Vreți să știți un lucru? Mai ales pe partea asta, acum atâta, un singur amendament am să spun. Nici n-ar trebui să plătească decât anumite sume fixe și modice până le reușești să le aduci în sistemul de pensiuni și să le legi. Adică vreți să facem turism, dar eu îl pun să-și facă pensiunea în vârful dealului, dar nu-i aduc apa, nu-i aduc gazul, nu-i aduc drumul, nu-i aduc turistul la el acasă, acolo. Păi, cum? Dar măcar angajat să aibă. Aici e foarte frumos ca stat, bă, să ai tu angajați și să te punem să plătești până îți sară ochii, așteptăm uitându-te așa peste deal, dacă vine vreun turist să se mai și cazeze pe la tine. Sunt zone în care chiar funcționează cazările destul de bine. Bun, vorbim, sunteți unul dintre cei care veniți din zona Hațegului și aveți acest tip de turism mănăstiresc. Ecumenic. Și atunci... Eu nu l-am, la cei de acolo. Vorbesc de zonă, nu vorbeam de noastră în mod expres. Vorbeam de zonă. Și acolo, da, se petrece un fenomen, dar acest fenomen, ca să poată să se dezvolte, el trebuie întreținut. Pentru că știm foarte clar că sunt etape și etape în viață când se practică sau poate să nu se mai practice la aceeași intensitate
ceea ce poate să ducă la dispariția unora din zonă. Domnul Potecă, și până la urmă Hunedoara cum e? Județ turistic sau industrial? Nu este niciun fel la ora asta. Trebuie să vă spun cu o anumită tragedie pe care obsesia unora și nu pricep despre ce este vorba în acest județ, pentru că în momentul când cataloghezi în județ, o iei pe câteva date statistice. În 1990 la produse interne brute erai pe locul 3 în România și acum ai ajuns pe 32, da? Asta ce înseamnă? Că era unul dintre cele mai industrializate județe ale României și acum ai ajuns la coadă, înseamnă că industria ta a dispărut. Deci, da, dar în 92 era combinatul de la Hunedoara. Vorbe, acum, de asta vă spun că m-ați întrebat ce... Mai era fabrica de bere de la Hațeg, mai era fabrica de conserve, cred, erau. Deci erau atât de multe, dar vă spun ce era acest județ. Prin raportare, astăzi că m-am întrebat ce este acest județ. Mă întreba, aveți un singur abator în județul Hunedoara? E vreun abator? Nici nu știu. Da, sunt unele, dar nu facem reclamă acum. Da. Deci, avea acea producție, acum ești pe 32 în țară. Dar cel mai groaznic lucru este că a apărut un indicator care m-a speriat și trebuie să ne pună pe gânduri. Am ajuns pe locul 35 din punct de vedere al condițiilor de trai. Da? 35? Vă dați seama? Deci într-un județ care a fost industrial 100%, 90% restul era alt tip de activități, într-un județ în care are o structură la această oră de pensionari care, din punct de vedere al salariilor, sunt undeva mai sus pentru că sunt minieri, cei care vin din siderurgie, nu știu ce, și totuși, nivelul tău de trai este de locul 35. Vă dați seama... Cine a făcut clasificarea asta? Este un studiu făcut de către, statistică și de către INS. Deci, trebuie să vă spun că dacă ei compar cele două cifre, îți dai seama unde ai ajuns. Și atunci, cu tot zvâcul ăsta, că suntem, că facem, că vom drege, trebuie să plecăm de la realitățile astea. Realitatea ne spune că oamenii în acest județ suferă. Realitatea ne spune că oamenii în acest județ au puține șanse. Realitatea ne spune că avem salarii prost plătite. Acestea sunt realitățile pe care le avem. Și că toate strategiile astea făcute până acum sunt falimentare și că, de fapt, noi nu știm în ce direcție la această oră îndreptăm acest județ. Bună, de aceea o spun. Eu vă spun cifrele. Județul Hunedoara, în raport cu ceea ce se întâmplă acum, este ca și cum era Țara Galilor raport cu Anglia după ce au închis mineritul în Țara Galilor, da? Deci, totdeauna, în momentul când s-a închis mineritul acolo, s-a produs o zonă și de turbulență și de sărăcie și acea zonă din Țara Galilor nici astăzi nu este pacificată din 1982 până acum. Acolo sunt cele mai multe probleme din Marea Britanie. Deci, dacă o luăm prin extrapolare cu județul Hunedoara, o să observați că avem cam aceleași situații. Și din punctul meu de vedere, deci trebuie să discutăm atât cu Comisia, atât cu Guvernul, atât cu cetățenii, cu toate instituțiile din județul Hunedoara, care este calea noastră și cum trebuie să pornim din nou și spre ce direcții trebuie să pornim. Acest lucru nu se face într-o atmosferă de bâlci și de acuze reciproce, ci într-o discuție pe care am vrut să o provoc și am provocat-o încă din vremea pandemiei, împreună cu Consulul Germaniei aici, împreună cu Camera de Comerț Română-Germană. Este o inițiativă la care țin și care vizează foarte multe componente cu privire la dezvoltarea județului Hunedoara. Noi trebuie, au venit, de exemplu, o grămadă de oameni pe aici ca să investească. Știu oameni care au vrut să facă la Simerea un mare terminal de containere și n-au reușit pentru că noi nu ne punem la masă și nimeni nu o să vină să ții în sectorul industrial. Între Șoimuș și Balata, de-a lungul drumului, nu știu ce, sunt o mulțime de locuri. Sunt extraordinar de multe locuri, dar când vii și spui unui om
că îți trebuie să vină cu 100 de euro pe metru pătrat, nimeni în sistem industrial nu va investi cu 100 de euro pe metru pătrat. Aici oamenii vin, trebuie să creezi parcuri industriale, trebuie să creezi alte structuri care să convină investitorului. Pentru că dacă tu vii și spun, da, du-te, te trimit la X, Y, Z și ia și fă, nu se va rezolva nimic. Toate aceste lucruri se rezolvă în raport de administrații locale, de toate celelalte lucruri din județul ăsta. Domnul Potecă, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, dar spuneți-mi și mie, ce facem cu industria care a mai rămas, ce facem cu nivelul de trai, ce facem cu Valea Jiului, ce facem cu termocentrala de la Mintia, ce facem cu lucrurile astea? Și pentru oamenii ăștia, deci, oamenii din vale... O luăm pe sectorul energetic, pentru că ați început cu sectorul energetic. Sunt câteva direcții prioritare la această oră. 1. Trebuie să terminăm odată și să divizăm complexul energetic Hunedoara în două. Trebuie așezată partea de Valea Jiului, cele patru mine, împreună cu Paroșeniu. Trebuie separată partea de Mintia și stabilit odată ca să putem scăpa în primul rând de celebra datorie făcută de către cehul Hunedoara de 1,5 miliarde de euro. Deci, primul lucru, trebuie să-i scăpăm de datorii și, doi, trebuie să întemeiem două societăți comerciale sănătoase, în primul rând, în raport cu Valea Jiului, în care să acordăm subvenția pe cărbune, așa cum Uniunea Europeană ne spune, și să redăm funcționalitate Paroșeniu. În ceea ce privește Mintia trebuie, așa cum au fost și am discutat și cu Ministrul Industriei și cu primul ministru, au zis în felul următor, trebuie să rămână în picioare, trebuie să se retehnologizeze și trebuie să-și găsească locul în sistemul energetic național. Bun, asta cu pentru aceste pentru aceste lucruri au schimbat strategia națională, pentru că era scris în 2008, în care complexul energetic Hunedoara era sub 1%, deci fără nicio importanță, în ceea ce privește strategia națională de energie. Virgil Popescu, împreună cu primul ministru Orban, au modificat strategia și au trecut-o ca și loc de prioritar de importanță națională în această strategie. Pe lângă această chestiune ca Hunedoara să se dezvolte, am alocat bani la această oră pentru terminarea barajului de la Mihăilen, care va deveni o nouă capacitate. Și, dar ăla nu intră în sistemul hidroenergetic, nu? Sau cum? El intră pe o anumită componentă și în sistemul, dar va intra și pentru și în sistem. Dar spuneți-mi că nu toată lumea știe. Da. Dom'le, ce rost are barajul ăla? Acel baraj intră în sistem, acel baraj trebuia să dea apă de la Mihăileni până la Vața și de la Vața până să asigure o sursă de apă permanentă, potabilă și de o anumită calitate până la Vălișoara. Era unu. Doi, dezvolta o zonă turistică extraordinară, pentru că în acea zonă, după ce am ras mineritul și tot, nu mai avem niciun tip de activitate sau nu mai avem niciun tip de perspectivă. Și produce și alte tipuri de activități conexe barajului. Barajul în sine va fi o zonă turistică de servicii și va furniza apă potabilă și industrială pentru toată zona țării Zarandului. Asta în condițiile în care există infrastructura necesară în țara Zarandului. Infrastructura se dezvoltă, pentru că am dezvoltat acum drumurile. Pe lângă partea de baraj s-au refăcut drumurile, se repară infrastructura, se dezvoltă partea culturală și toate celelalte. S-a făcut muzeu pe la Crișor. Deci sunt lucruri care se dezvoltă în legătură cu barajul și pentru barajul de la Mihăileni. Ce muzeu s-a făcut la Crișor? Este, vă rog să-l întrebați pe colegul meu. Păi l-am întrebat, dar mai zis că are probleme cu muzeul ăla, că e unei persoane private, care acum, când deschide, când nu acum, deschide. Acum și-a propus și a făcut un spunea proiect. Domnul Ovidiu Furdui că ar vrea să facă el un proiect european, de asta vă spun, și el acum dezvoltă un proiect european legat de... Mie îmi place de domnul Furdui, adică e tânăr, are idei, are inițiative, lucrează, se zbate, încearcă să aducă bani, să facă, să creeze zona aia de la Mihăileni împreună cu primarul de la Buceș și cu primarul de la Blăjeni. Deci încearcă să coaguleze o anumită zonă, o mică regionalizare, să zic așa, și o mică mândrie a țării Zarandului. Pe mine, până la urmă, nici mă interesează de la ce
Vorbesc ca cetățean, acum nu are nicio legătură, că în 6 decembrie va trebui să pui ștampila pe un partid. Dar pentru mine nu prea are importanță partidul de la care ești. Eu vreau să văd cum ești tu ca și candidat, ce fel de om ești, ce mi-arăți că poți să faci de fapt. Și atunci mie îmi plac oamenii ăștia dintr-o bucată care de regulă și fac ceea ce spun că vor să facă. Dacă știu la ce unde vreți să aduceți discuția. Noi vorbim acum despre lucruri care sunt viitoare. Un lucru este foarte clar. Când am intrat în această campanie, m-au întrebat cam care ar fi deviza mea. Și le-am spus, uitați-vă în viața asta. Am făcut, fac și voi face. Deci ceea ce mi-am propus să fac, voi face. Credeți-mă că nu sunt unul dintre cei care vin să numai să afirm, să afirm, să afirm. În fiecare zi fac câte ceva. Am făcut. Dacă vă gândiți că în timpul pandemiei m-am gândit atât la oameni și vorbesc la lucruri care erau groaznice la acea perioadă legate de acest virus, dar am încercat să fac câte ceva pentru tot ceea ce înseamnă zona de Hunedoara, zona de privat și zona de administrare. Trebuie să vă spun, v-am spus, am început să dezvolt acea platformă în raport cu județul Hunedoara, cu instituțiile publice, cu toată lumea, cu Camera de Comerț Română Germană, cu tot, pentru dezvoltarea învățământului dual, de exemplu, care la această oră a fost așa... ne pregăteam să facem ospătari. E corect. Am de ospătare a renovării. Nu, dar am lucrat în această perioadă cu Boșu. Că, de exemplu, știu un liceu cu nu știu câte clase de turism. Hai, domnule, mai lăsați-mă, să mai faceți și clase dar împreună cu cei de la Alba am impus meseria de megatronică care este necesară Boșului și Boșu a venit cu utilaje și cu tot și vom face două clase de megatronică pentru că Boșu are nevoie de acest tip de specialiști în această materie. Da, vedeți dumneavoastră că acum pandemia asta cu orele online numai specialiști nu o să scoți. Deci noi acum parcă am oprit viața la perioada asta. De un an de zile cam da. Am oprit-o, este foarte adevărat, trebuie să o repornim și va trebui să avem soluțiile de repornire. Noi nu putem să rămânem acum blocați în această pandemie. Dacă eu anul ăsta, prin structura școlară, nu impun formarea celor două clase, la anul când va veni să faci cele două clase, o să-mi spună, nu poți să le faci că nu le-ai avut în structura școlară din 2020. Am forțat ca ele să fie incluse acum împreună cu ceilalți în structură, ca la anul să încep să dezvolt cele două clase. Deci totdeauna noi trebuie să așezăm încă din acest an viața noastră la ceea ce urmează în 2021. Că dacă rămânem mereu fixați, și nu rămânem decât să ne gândim la această pandemie, în 2021 o să pățim următorul lucru. Cine nu moare de COVID, moare de foame. Noi trebuie să continuăm oricum activitatea... Oricum se prevede o criză pe 2021 financiară. Nu este vorba de o criză financiară. Poate să fie o criză alimentară, poate să fie o criză de toate felurile. Nu trebuie să spune că asta, criza financiară, va fi cea care va afecta lumea. Va putea fi orice criză. Noi trebuie să ne pregătim în continuare. Așa cum la această oră, de exemplu, am luat toată industria de confecții și astăzi toată lumea am devenit furnizorii Europei la măști, costume de doctor și toate celelalte, așa cum am început să facem biocidele și toate celelalte în sistemul ăsta industrial din România și asigurăm pentru noi și pentru Europa anumite tipuri de produse, așa putem să gândim lucrurile și pentru celelalte. Foarte, foarte scurt, industrie. Că nu mai avem decât câteva minute și vreau să vă întreb și lucrurile astea sunt importante. Ați adus vorba despre pandemie. De curând, spitalul din municipiul Hunedoara, dr. Alexandru Simionescu, declarat spital COVID. Cum comentați? Scurt. Deci, în două fraze. Spre nemulțumirea primarului din Hunedoara și a multor oameni. Am afirmat și afirm, ieri am avut o emisiune la un alt post de televiziune și am spus-o foarte clar.
autoritățile publice locale trebuie să revizuiască această decizie, pentru că a fost o chestiune de ordin administrativ, iar tot ceea ce înseamnă administrație publică locală trebuie să discute, să discute cu ministrul, cu cine doresc ei în țara asta. Bobolțanu nu vrea, dar probabil că n-are cu cine să discute. I-a adresat o scrisoare deschisă domnului tătar. Scrisorile deschise au un iz electoral. Nu. Deci, pe calea acțiunii concrete, te duci și discuți cu prefectul, cu președintele Consiliului Județean, autoritățile cele mai înalte în județ, formați o părere comună, aveți specialiști, aveți documentația, puteți să o trimiteți sau să vă deplasați până la București să discutați cu aceste autorități. Sunt convins că împreună toate aceste era autorități... Era oportună această transformare? Această transformare a fost făcută și datorită faptului la ceea ce s-a întâmplat la Neamț, în primul rând, și trebuia făcută, făcută în sensul că găsită niște soluții, unu, și a doua chestiune, pe această creștere masivă a cazurilor de infectare. Dar în județul Hunedoara, având în vedere structura, dacă povesteam și dacă le spuneam, le explicam că cele două spitale, de la Deva și de la Hunedoara, dacă ar fi pus împreună resursele, ar fi respectat indicațiile doctorului Sândesc de a face două mari ATI-uri, ar fi putut să se înțeleagă și ar fi putut, în felul ăsta, să continue activitatea. Pentru că știți care este paradoxul? Știți care este paradoxul? Spitalului de la Hunedoara chiar îi convine că s-a făcut COVID. Ascultați-mă ce vă spun! Păi știți cât este spitalul COVID, cât încasează personal de acolo? Nu raportăm tot 85%! Nu asta este problema. Problema este că oamenii răspund, dar vorbesc din punct de vedere financiar, dar din punct de vedere uman al tratamentului, nu convine la nimeni. Se închide România după 6 decembrie? Că tot nu se va închide nicio România. Noi nu putem să închide România. Dacă se poate închide Anglia, se poate închide Germania, se pot închide pentru că au de unde trăi. Noi nu avem acele resurse economice în acest moment în țara asta să ne putem permite să închidem țara. Cum e cu vaccinul ăla? Vaccinul, președintele a convocat CSAT-ul, vaccinul vine. În primul trimestru din 2021 vor fi vaccinați cu prioritate, ne va anunța CSAT-ul. Dacă vor să se vaccineze oamenii. Dacă vor să se vaccineze. Acum problema este de libertate individuală. Nu putem să impunem omului un lucru peste voința lui. Pentru că de aia trăim în democrație. Altfel am pune armata la fiecare colț de stradă și ne-am vaccinat. Dacă am pune armata la fiecare colț de stradă, tot nu mă poți obliga. Bun, să da? Vorbim despre regimuri autoritare. Da, trăind într-o problemă democratică, oamenii trebuie să opteze. Problema drepturilor și libertăților în Uniunea Europeană este foarte serioasă și trebuie tratat foarte serios, iar noi nu ne putem permite mâine să obligăm sau să condiționăm pe cineva dacă dorește sau nu dorește. Domnule, poate că am ajuns la final, așa, chiar într-un ton alert. De ce ar trebui să voteze electoratul Partidul Național Liberal candidații săi și în speță pe dumneavoastră, în județul Hunedoara, că despre el vorbim. Am spus chiar și la nivel național, sunt televiziune națională. În decursul acestei emisiuni am spus de ce. Pentru scurt, că, un mesaj electoral. Deci, mesajul meu electoral este următorul. Vă rog să veniți în data de 6 decembrie la vot. Vă rog, în primul rând, să participați la vot, pentru că urmează o perioadă în care vom stabili direcția de dezvoltare a României în următorii 50 de ani. Niciodată în România nu vom mai beneficia pe o perioadă 2021-2028, așa cum beneficiem acum, de atâtea resurse. Dacă aceste resurse nu le vom cheltui în mod corect, în legătură cu această țară, în legătură cu acest județ, vom rata vocația noastră de țară europeană. Îi rog să nu se mai uite atât de mult la semne, uitați-vă la oameni. Oamenii care vă pot reprezenta din județul Hunedoara. În rest, să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc și dumneavoastră succes. Și eu vă mulțumesc, mi-a făcut plăcere.
Stimați telespectatori, Vasilică Potecă, din partea Partidului Național Liberal, candidat pentru Senatul României, a fost invitat în studioul Capital TV la fotoliul cu ghim pe misiunea de promovare electorală. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu noi, numai bine!